Bună ziua, mă numesc Lehti Atila. Acesta este carcasa Segotep. Cam așa arată. Acesta e fața. Aici avem un ventilator de 12 cm de la Segotep. Un pic zgomotos, dar na, nu prea. Cam așa intră placa de bază. Placa de bază este un MSI 970A G43. În această placă intră două plăci video și un PCI. Deci efectiv e destul de mare ca să intre. Când l-am cumpărat, am zis că hopa, poate nu o să intre placa de bază, dar am avut noroc, a și intrat, așa că n-am avut probleme. Procesorul este un FX 4350, da? Un 4350. Ventilatorul e un Cooler Master, nu mai știu exact ce model. Își face treaba destul de bine, sub 60 de grade în full load, nici nu prea intră până în 60 de grade. Eu am mai pus încă două ventilatoare, un ventilator de 12 de la Deepcool în spate și am mai pus aici încă un ventilator tot Deepcool de 12 cm. Eu v-aș recomanda, în caz în care doriți să puneți și pe carcasă un ventilator, dacă nu vă deranjează e ok, dar efectiv pe cine deranjează vocea cu ventilatorului, o fi un mic deranj pentru că se trepitează ventilatorul. Voi găsi, adică încerc să găsesc o modalitate de a nu trepita. Vom vedea acum. Deci procesul am zis, acolo avem 4 bucăți de memorie RAM, la 2 bucăți la 1600, deci 16 giga, deci 8. Și două bucăți de 1800. În total am 24 GB RAM. Un Segotep de 550, 85%. Duce. Mic overclock se poate face, dar nu prea recomandat pentru așa ceva. În spate, cum am zis, un culet de 12 cm. Placa video e una GTX 960, destul de mare, care chiar sub această minunăție intră, deci am avut noroc. Mi-a fost teamă că nu o să intre, dar până la urmă a intrat. CD-ROM-ul, un Samsung de 1 tera, SSD-ul acolo se vede. Aici în spate mare lucru nu este. Da, aici ai ventilatorul. Avem pe placa video 1, 2, 3 bucăți ce e asta? Întotdeauna uit. Da? Acolo? Da? În fine? Mufe? DisplayPort, da? Aici pun de obicei placa de captură AVRMedia, aici al doilea monitor. Monitorul de control și aici intră monitorul Full HD. În partea cealaltă
Cam așa am reușit să-mi fac cablurile. Sper să intre, încă n-am probat. Pe această minuție am pus un scotch. Cam așa arată. Deci, cam așa arată această minunăție. Eu l-am luat de la cel, dar este și la PC Garage și la emag.ro. Deci eu zic că carcasa Secotec e perfect pentru toată lumea și pentru plăci mari. Mulțumesc frumos pentru vizionare. La revedere!